Bucureștenii și-au putut măsura glicemia gratuit într-un centru comercial din sectorul 6 al capitalei. Inițiativa aparține școlii post-liceale Atlas cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva diabetului. Suntem la 8-a ediție acestui minunat proiect. Măsurăm glicemiile, dar nu numai aici. Avem 18 locații în sectorul 6, unde elevii școlii noastre post-liceale măsoară glicemiile trecătorilor, fie diabeticilor, fie nu. Cât de important este, așa cum spune și titlul proiectului nostru, diabetul chiar este un inamic periculos, mai ales că este cea mai frecventă cauză de orbire. O altă complicație foarte serioasă este boala cronică de rinichi. Ca valori normale, glicemia ar trebui să fie sub 100 de miligrame pe decilitru, dar nu mai mică de 60 de miligrame pe decilitru, iar ca valori ridicate, ca să spun așa, ar trebui pentru cineva care a mâncat în ultimele 8 ore nu mai mare de 120 de miligrame pe decilitru. În general, consumați dulciuri, cafea? Cafea, da, dulciuri nu prea. La cât timp vă măsurați glicemia? Foarte rar. Rar. Și în general, valorile cum sunt? Tot așa. Adică valori bune? Bune, foarte bune le am. Deocamdată. Ce valori a avut domnul? 109. Sunt valori normale? Aproape la limită, da. Sunt bune. Dânsul spune că nu consumă dulciuri de obicei, dar este în regulă. Ce valori a avut doamna? 118. Este puțin la limită, dar a consumat între timp ceva dulce. La cât timp vă măsurați dumneavoastră glicemia? Cam o dată pe lună mi-o iau glicemia, da. Am avut 110, am avut și 90 glicemie, deci nu, n-am depășit de 120 niciodată. Diabetul zaharat este o boală metabolică cu evoluție lentă. De foarte multe ori la început nici nu prezintă foarte multe simptome evidente. Diabetul este de două tipuri, insulinodependent sau de tip 1, sau cel de tip 2, cel ce se tratează cu antidiabetice orale. Cum se schimbă viața unui diabetic în momentul în care află? În momentul în care află diagnosticul sigur de diabet, trebuie să aibă loc o schimbare, în primul rând, în stilul de viață, deoarece trebuie să implice o alimentație corectă, activitate fizică și eliminarea unor factori nocivi, cum ar fi fumatul, alcoolul. O dietă cât se poate de sănătoasă, cei drept carbohidrați cântăriți, legume, fructe cu moderație, deoarece în general conțin fructoză și aceasta se transformă destul de ușor în zahăr. Această acțiune face parte din proiectul Școala Start pentru Sănătate, organizat de Școala Post-Liceală Atlas sub egida Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Conform datelor furnizate de către Federația Internațională de Diabet, în fiecare an peste 4,5 milioane de persoane mor din cauza diabetului zaharat și 10 de milioane suferă de complicații care le amenință viața, precum bolile cardiovasculare, insuficiență renală, boli neurologice, orbire și amputare. Datele mai arată că unul din doi adulți cu diabet este nediagnosticat, astfel că mulți pacienți neglijează boala, iar în momentul diagnosticului complicațiile sunt deja instalate. Totuși se estimează că mai mult de jumătate dintre cazurile de diabet zaharat tip 2 pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos.